CFR Cluj a fost eliminată de anortoții Famagusta. Să sperăm însă că după rezultatul de acum o săptămână nu se pune problema ca CFR-ul să rateze prezența în grupele Europa League. Iată echipele de start. Vom începe cu oaspeții de la FK Sarajevo, formația antrenată de Mehmet Janoș. Îi are în teren în primul 11 pe portarul Alain, fundașii Beloșević, Rizvanović, Torlak și Dudo, mijlocașii Zagmić, Ihtiarević, Muminović și Maxumić, în atac sunt Hadzić și Jahović. Vedem imediat și prima echipă, primul 11 trimis în teren de Antonio Conceição. Două sunt modificările față de partida tur. Iată primul 11, Nuno Claro în poartă, patru fundași, Toni, Cadu, Mureșan și Panin. Un închizător este vorba de Dani, urmează apoi un trio format din Culio, Peralta și Dubarbie. Două vârfuri pentru CFR în această seară, Ney și Cone. Vă spuneam, două modificări față de partida de acum o săptămână. Lipsesc Alcantara și Mara. Mara este pe banca de rezervă, în timp ce Alcantara nu este în lot. A plecat în Brazilia, are probleme cu tatăl său. Da, alți doi absenți de la CFR Cluj, Deac, care este accidentat și va mai lipsi ceva timp și de la confruntările din Liga 1. Pe de altă parte, în această săptămână CFR Cluj s-a despărțit de Eugen Trică, cel care a sosit, a revenit la Cluj chiar în această vară, o plecare surprinzătoare a unui fotbalist important. Dar să ne concentrăm la joc. Iată, bosniacii se roagă pentru o calificare în grupele Europa League. CFR a jucat anul trecut în grupele Champions League, acum poate să treacă în grupele Europa League. Mai sunt câteva momente până va începe meciul decisiv dintre CFR Cluj și FK Sarajevo. Vedem pe Ricardo Cadu, capitanul clujenilor și poate cel mai important jucător al echipei din punct de vedere al stabilității pe care o dă formației sale, cel puțin din punct de vedere psihic, atunci când se află în teren. CFR Cluj părea să fie cea mai în formă echipă din Liga 1 în acest debut de sezon. A venit însă înfrângerea de la sfârșitul săptămânii trecute, înfrângerea din Ștefan cel Mare cu Dinamo și lucrurile s-au mai complicat puțin. O eventuală victorie în această seară, ce ar aduce calificarea în grupele Europa League, ar liniști în mare măsură apele aici la CFR Cluj. Ardelenii în echipamentul obișnuit, Vișiniu, bosniacii în alb complet, sunt și vreo 100 de fani veniți de la Sarajevo. Acesta este arbitrul Duarte Nuno Pereira Gomes, ajutat la cele două tușe de José Manuel Silva Cardinal și Venancio Manuel Raposo Batista Tome. Iată rezervele clujenilor, le-am văzut afișate mai devreme: Stăncioiu pentru postul de portar, Buș și Boroștean, două prezențe surprinzătoare, însă i-a mai găsit pe banca rezervelor și la alte meciuri din Liga 1. Sunt doi jucători care au evoluat pentru formația secundă a clujenilor, desfințată în această vară. Mai sunt pe bancă Edimar, Andrei Leao, Mara și Ivorianul Traore. Ivorian pe care s-ar putea să-l vedem undeva spre finalul acestui joc, un fotbalist care a jucat ca titular împotriva lui Dinamo în absența lui Isup Kone, care a fost suspendat pentru partida din Ștefan cel Mare. Încearcă oaspeții un prim atac, a fost însă o lansare mult prea lungă pentru Adi și Jahović. CFR-ul nu are prea multe motive să se arunce în atac încă din debutul partidei. Se califică și la 0-0, însă cu siguranță toată lumea prezentă aici la Cluj, pe stadion în această seară, își dorește o victorie și nu o victorie cu 1-0, ci o victorie concludentă a echipei antrenate de Toni Conceição. O greșeală a lui Dubarbie, bosniacii pot fi periculoși la această fază, cu mingea trimisă către Damir Hadžić, intervine perfect însă capitanul Cadu. Dubarbie își cere scuze pentru pasa slabă de mai devreme. Va repune de la margine fundașul dreapta al oaspeților sârbul Zoran Beloșević. Combină cu Hadžić, omul care a marcat golul FK Sarajevo în partida tur. Toni recuperează foarte bine, fundașul franco-portughez. Va fi repunere pentru CFR Cluj. Spunea antrenorul celor de la FK Sarajevo înaintea partidei, Mehmet Janoș este numele tehnicianului care pregătește pe FK Sarajevo. Speranța și optimismul nu ni le poate lua nimeni. CFR e cel mai tare adversar de până acum, dar vom juca cu ambiție și determinare. FK Sarajevo a trecut cu greu de tururile anterioare, a eliminat pe Sparta
atac Târnava. Iată însă o greșeală făcută de Dani și recuperarea celor de la FK Sarajevo. Încearcă să plece pe contraatac, opriți însă de faultul lui Ricardo Cadu. Spuneam că FK Sarajevo a trecut în turul 2 preliminar de formația slovacă Spartak Târnava, iar în turul 3 preliminar de echipa suedeză Helsingborgs. De fiecare dată însă a fost foarte greu pentru bosniaci. Vă vom da amănunte de-a lungul acestei partide. Acum o săptămână CFR-ul a început foarte tare, partida de la Sarajevo a reușit să și deschidă scorul destul de repede prin Dani înspre finalul jocului, mai ales în repriza secundă. CFR-ul nu a mai fost aceeași echipă convingătoare și le-a permis bosniacilor să egaleze. E adevărat, Isuf Kone a avut un gol anulat. Cei din conducerea CFR-ului s-au declarat nemulțumiți de arbitrajul de la acea partidă. Îl vedem acum pe Peralta, Sixto Peralta pentru Isuf Kone, poate șuta, minge blocată. Recuperează însă foarte repede Dani și trimite în stânga la Panin. Dacă clujenii au emoții pentru calificarea în grupele Europa League, cei de la Unirea Urziceni au avut în această seară emoții în privința adversarelor pe care le-au desemnat sorții în grupa din Champions League. Avem acum rezultatul tragerii la sorți de la Monte Carlo. Unirea Urziceni va fi în grupă cu Sevilla, Glasgow Rangers și VfB Stuttgart, formația care a eliminat pe Timișoara și la care joacă Ciprian Marica. Două dintre echipele puteți vedea în fiecare săptămână la Digi Sport în transmisiile din Primera Divizion și Bundesliga. Acum Toni pentru Isuf Kone, o deviere a lui Sedin Torlak. A fost însă Alain Muhammed foarte atent. O încercare de atac a celor de la FK Sarajevo, echipă care de două ori s-a mai întâlnit cu românii în Cupa UEFA. În 1983 a eliminat în turul 2 pe Corvinul după 4-4 și 4-0, iar ceva mai recent, în urmă cu 3 ani, FK Sarajevo eliminată în turul 2 preliminar de Rapid după 2-0 acasă pentru giuleșteni și 0-1 în deplasarea de la Sarajevo. Rapidiștilor le-a fost atunci foarte greu pentru că au marcat golul calificării de-abia în minutul 89 prin Viorel Moldovan. Peralta combină cu Cadu. Nu, abia acum ajunge mingea la Peralta. Mai devreme la balon a fost Dani. Pasa lui Panin pentru Isuf Kone, foarte mobil în acest debut de joc. Ivorianul pasă pentru Sebastian Dubarbie. Argentinianul nu reușește centrarea, a fost blocat, va fi corner pentru CFR Cluj. Auziți vuietul de pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Fanii CFR-ului așteaptă calificarea în grupele Europa League. S-au obișnuit încă din sezonul trecut cu fotbalul mare, atunci când CFR-ul a înfruntat pe Roma, Chelsea și Bordeaux în Champions League. Culio bate scurt până la Dubarbie, mingea îi revine argentinianului, are un adversar în față. A reușit Mirza Rizvanović să respingă în afara terenului. Au încercat cei de la CFR să ia prin surprindere pe adversari. Acum Panin pentru Sixto Peralta. Deocamdată FK Sarajevo masată cu tot efectivul undeva în preajma porții lui Alain Muhammed. Edin Dudo. Mingea îi revine bosniacului, recuperarea lui Dani, o recuperare ce poate fi importantă, însă iată din nou nu sunt atenți ceferiștii. Trebuie ceva mai multă concentrare din partea jucătorilor lui Antonio Conceição, pentru că acești bosniaci pot fi foarte periculoși, au demonstrat-o și în partida de acum o săptămână. Dacă îi lasă joace, atunci pot pune probleme. Acesta este Ihtiarević, un fotbalist care a jucat la marea rivală a celor de la FK Sarajevo, la Železnițar. Belosevic a reușit să se treacă de Ney, dar a fost faultat. Ney, un atacant brazilian adus de CFR Cluj după debutul campionatului, a solicitat Antonio Conceição o rezervă pe măsură pentru Isuf Kone, însă deocamdată Ney a arătat mult mai puține decât, de exemplu, ivorianul Traore. Julio, excelent, trece de un adversar, însă nu poate continua faza. Recuperarea celor de la FK Sarajevo. Zoran Belosevic în centru,
a fost pentru Milan Muminović. S-a apărat bine acolo, a ieșit bine din apărare Gabi Mureșan, reprofilat fundaș central după ce o mare parte a carierei sale a evoluat pe acest post la CFR Cluj și la partide de la echipa națională, folosit mijlocaș defensiv, iată-l revenit acum în centrul apărării. Dubarbie se apără acum foarte bine în fața lui Rizvanović. Sebastian Dubarbie, cel poreclit ghepardul, unul dintre cei mai rapizi jucători din Liga 1. Rizvanović va fi cel care va repune de la margine. Așteaptă în careu Iahović. A marcat un gol Iahović în această ediție a Europa League. Iahović întoarce, o pasă acum pentru Ihtiarević. A respins bine însă Dani. S-a apărat excelent mijlocașul defensiv al CFR-ului. Toni a respins, mingea l-a atins pe Hadzic și într-adevăr va fi balon pentru CFR Cluj. Iată și adversarii celorlalți români prezenți în Liga Campionilor. Cristi Chivu în grupă cu Barcelona, Dinamo Kiev și Rubin Kazan, iar Adrian Mutu în grupă cu Liverpool, Lyon și Debrecen. Spuneam că este o seară specială la DigiSport. Bănuiți probabil despre ce vorbesc. De la 21:45 în direct la DigiSport, returul dintre St. Patrick's și Steaua. De la 21 pe DigiSport plus un alt meci fierbinte, AEK Atena Vaslui. Poate fi o seară istorică pentru vasluieni. Ar fi pentru prima oară când ar ajunge în grupele unei competiții continentale. Hadzic, minge ajunge cu noroc la coechipierul său Zagmic și o intervenție bună a lui Gabi Mureșan, arbitrul portughez, a făcut semn că a fost o intervenție la minge. Șanse de contraatac pentru CFR Cluj. Iată-l pe argentinianul Peralta, caută o soluție pentru pasă, îi trimite înapoi lui Dani. Minge este acum la Panin, perfect, stopul fundașului stânga al lui CFR Cluj, Dubarbie, a încercat din nou pentru Panin. Se apără destul de bine în acest debut de partid. Cei de la FK Sarajevo, este 0-0. CFR Cluj a avut, să spunem, o ocazie la acel șut al lui Isuf Kone. Bosniacii caută însă să joace pe contraatac. Și iată ce soluție interesantă găsește Zoran Belošević. Un șut de la vreo 35 de metri. O minge care a prins cadrul porții lui Nuno Claro, însă portughezul atent. Pare că nimeni și nimic nu-l mai poate scoate din poartă pe Nuno Claro. A avut cei drept și evoluții foarte bune, chiar dacă etapa trecută în Liga 1 a fost învins destul de ușor de acea minge trimisă de Marius Nicolae. Da, la un moment dat era a treia variantă pentru postul de portar la CFR Cluj, după Stăncioiu și canadianul Lars Hirschfeld, plecat însă în această vară la Energie Cottbus. Belošević a încercat să-l depășească pe Toni, însă fundașul CFR-ului este un tip tare, greu de depășit. Încă o dată șutul lui Belošević. Au aruncat de la margine băieții lui Antonio Conceição, un antrenor care spunea că știe să suporte foarte bine presiunea și nu are probleme în a juca sub presiunea obiectivului, mai ales pentru că nimeni nu concepe aici la Cluj ratarea prezenței în grupele Europa League, spunea și președintele Iuliu Mureșan. Ar fi un dezastru dacă nu ne calificăm. Și din punct de vedere sportiv, și din punct de vedere financiar, ar fi un mare eșec. Calificarea în grupele Europa League aduce un venit important într-o perioadă de criză. Simpla calificare, fără a pune la socoteală biletele vândute apoi sau alte beneficii de pe urma participării, ar aduce CFR-ului numai puțin de 1 milion de euro. Un pressing făcut de Sixto Peralta, mingea ținută de jucătorii lui Mehmet Janoș în propria jumătate de teren. Au încercat acum o minge lungă pentru Adis Iahović. O trupă destul de arțăgoasă această FK Sarajevo. Ihtiarević pentru Iahović. Mingea îi revine mijlocașului central de la FK Sarajevo. Acum Muminović.
Nu sunt de acord fanii CFR-ului cu felul în care decurge această partidă. Am văzut un șut al lui Muminović cu mingea care nu a trecut deloc departe de poarta lui Nuno Claro. Da, suntem în minutul 12 la Cluj, intrăm curând în minutul 13 și până în momentul ăsta FK Sarajevo a avut două șuturi, unul pe spațiul porții, celălalt pe care le revedem acum, expediat de Muminović peste poarta lui Nuno Claro. Deocamdată nicio șansă pentru CFR Cluj, însă sperăm să apară ocaziile pentru ardeleni și normal golurile. Ney deviază pe spate, se afla undeva în spatele său Peralta, însă a fost atent Belošević. De la Cadu începe un nou atac al CFR-ului. Gabi Mureșan. O pasă bună a lui Mureșan pentru Dubarbier. Dubarbier sprintează argentinianul, însă a fost atent acolo. Muminović a reușit recuperarea, însă balonul este tot în posesia CFR-ului. Panin aruncă de la margine, se speră acolo la o deviere a lui Sufcone, o deviere care nu mai vine. Tot Cone, cel care recuperează. Dubarbier pentru Cristian Panin, centrarea acestuia pe colțul lung, mingea îl depășește pe Belošević și ajunge la Culio, o nouă centrare către Ney. Nu ajunge însă vârful CFR-ului. Infuzie în această vară de brazilien la CFR Cluj, dacă până acum aveam o combinată argentiniano-portughezo-română aici la CFR Cluj. În această vară au venit doi brazilieni, fundașul stânga Edimar, rezervă la această partidă, și Ney, cel care a ratat, să spunem, șansa de a deschide scorul la faza pe care tocmai am revăzut-o. Iată și reacția lui Antonio Conceição, antrenorul CFR-ului. Omul care trebuie să-i ducă pe ardeleni pentru prima dată în istorie în grupele Europa League. Ne apropiem de capătul primului sfert de oră. 0-0 CFR Cluj FK Sarajevo. Cu bosniacii destul de periculoși la poarta lui Nuno Claro. Cu multe rezolvări prin șuturi de la distanță. Un jucător al celor de la Sarajevo are ceva probleme, este vorba de Mirza Rizvanović, fundașul central al lui FK Sarajevo. Nu uitați, de la 21 pe Digi Sport Plus aveți confruntarea dintre AEK Atena și FC Vaslui, un meci care ar putea deveni istoric pentru trupa patronată de Adrian Porumboiu. De la 21:45 pe Digi Sport, St. Patrick's Steaua, returul care pare o formalitate pentru roșialbaștri. Rămâne de văzut cum va fi, cât de ușoară va fi partida pentru oamenii lui Bergodi. După meci, toate reacțiile de după această seară europeană sunt la Fanatic Show, acolo unde vă așteaptă Horia Ivanovic și Grigore Cartianu. Toni combină cu Isuf Kone, blocat însă Isuf Kone. Ihtiarević pentru Rizvanović. Curg destul de bine pasele celor de la FK Sarajevo, o decizie, să spunem, interesantă a lui Nuno Pereira Gomes, și a dat lovitură liberă pentru bosniaci la această fază în care Toni, să spunem, și-a atins adversarul. Nu trebuie CFR-ul să le facă astfel de cadouri bosniacilor. Toni a respins în corner. Iată, FK Sarajevo arată ca o echipă determinată în acest debut de joc. Poate că ardelenii nu s-au așteptau la o replică atât de puternică. Ihtiarević va fi cel care va executa acest corner. I-am văzut pe clujeni în prim planul de mai devreme, în cadrul de mai devreme, concentrați la această fază. Ihtiarević pe colțul scurt, a fost o deviere acolo și o intervenție extraordinară, o intervenție de ultim moment a lui Cadu, care a scos balonul de pe fruntea unui adversar. Extraordinar a fost Cadu la faza anterioară. Cred că se poate spune că și-a salvat echipa, pentru că
Dacă nu respingea, atunci ar fi fost situație iminentă de gol pentru FK Sarajevo. Rămân în atac oaspeții, un balon aruncat pentru Iahovici, respingerea această dată Gabi Mureșan, contraatacul CFR-ului, o pasă trimisă de Culio către nimeni însă. Din nou oaspeții în atac. De data aceasta se apără bine jucătorii lui Toni Conceição. Nu cred că este debutul de partidă pe care și l-au imaginat jucătorii CFR-ului și mai ales fanii ardelenilor, cu cei de la FK Sarajevo atacând destul de consistent poarta lui Nuno Claro. FK Sarajevo își continuă ofensiva. O diagonală pentru Damir Hadzic. Belošević a combinat cu Ihtiarević. Edin Dudo. Combină, bosniacii nu găsesc culoare. Deocamdată se blochează bine CFR-ul. Sperăm să o facă de-a lungul întregii partide. Hadzic pentru Maximić. Rizvanović, din nou Maximić. Încearcă să-l blocheze acolo Culio și o reluare peste poartă, pe lângă poartă până la urmă al lui Iahovici. Nu par să-i priască CFR-ului partidele pe teren propriu din cupele europene, exceptând meciurile din Cupa UEFA Intertoto. Ei bine, CFR-ul nu a câștigat niciodată aici pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, a pierdut cu Anortosis Famagusta, a pierdut cu Roma și cu Bordeaux, e drept, a remizat cu Chelsea. Da, ultimul succes al CFR-ului pe teren propriu s-a înregistrat în cupele europene, s-a înregistrat în 2005 într-un meci cu lituanienii de la Žalgiris Vilnius de Dubarbie! Ce ocazie pentru Sebastian Dubarbie, prima șansă veritabilă de gol pentru echipa lui Conceição. Argentinianul Dubarbie a fost aproape de gol. A preferat argentinianul să încerce un șut de la marginea careului, ar fi avut varianta pătrunderii. Scăpase singur cu Alaim Muhammed. A sperat Sebastian Dubarbie că poate prinde vincul porții bosniacilor. Din nou un atac al CFR-ului. Vine prin Sixto Peralta. Acesta mai departe. Excelent pentru Toni în dreapta. Sunt trei jucători ai CFR-ului în care centrarea lui Toni nu este însă de calitate. Îmi par un pic apăsați clujenii de miza acestui joc. Mult mai dezinvolți bosniacii, care știu că nu au nimic de pierdut, evoluează împotriva unei echipe care a participat în sezonul trecut în grupele Champions League și nu numai că a participat, dar a scos și 4 puncte după dueluri cu Roma și Chelsea. Belošević este acum la minge, încearcă să-l blocheze și reușește să facă acest lucru. Dani și Cadu mi-au părut cei mai conectați jucători ai CFR-ului la miza acestei partide, cel puțin până în acest moment, plus Toni și Nuno Claro. Ihtiarević, vine acolo Iahovic. Nu este Iahovic, ci Muminović. Mureșan respinge, însă nu o face convingător. Probleme în apărarea CFR-ului. Acum Dubarbie poate pleca pe contraatac. Îi trimite lui Culio, blocat de Mohamed Jakmić. Contraatacul poate fi principala armă a CFR-ului. Dubarbie, Isuf și Isuf Kone pot fi letali în acțiunile de contraatac. Au demonstrat acest lucru de foarte multe ori. Toni, Mureșan, Dani acum, omul care a înscris golul CFR-ului în partida de la Sarajevo. Două reușite pentru el în cupele europene, a marcat și împotriva lui Bordeaux în sezonul trecut din Champions League. Dani a trimis direct în afara terenului, nu cred că este momentul pentru astfel de reacție a publicului. Jucătorii lui Toni Conceição au nevoie de încurajări. Până la urmă și un 0-0 îi califică în grupele Europa League.
chiar dacă fanii nu-și doresc un astfel de rezultat. Ihtiarevici a încercat să trimită din prima, a recuperat Dani Sixto Peralta pentru Iusuf Kone. Iuțește Iusuf Kone jocul, iar Ney este faultat. Bate repede brazilianul pentru Culio, să-l vedem pe argentinian, o pasă pentru compatriotul său Dubarbie, urmează centrarea lui Dubarbie în fața porții, îl căuta pe Iusuf Kone, balonul s-a scurs prin fața lui Mohamed Alaim, portarul lui FK Sarajevo, și fault în atac făcut de Toni. Pomeneam ceva mai devreme de faptul că FK Sarajevo a trecut cu greu de tururile preliminare în care a jucat până în acest moment. În turul 2 preliminar, 1-0 pe teren propriu și 1-1 în deplasare cu Spartak Târnava din Slovacia. Golul calificării venit în minutul 88 al partidei, retur marcat de Iahovici, titular și în această seară. Apoi bosniacii au trecut de Helsingborg după 1-2 în deplasare și 2-1 pe teren propriu. Calificarea a fost decisă la loviturile de departajare în care, atenție, bosniacii, la care bosniacii s-au comportat excelent, l-au transformat pe toate. La 5-4 a fost la penaltiuri pentru FK Sarajevo cu Helsingborg. Sperăm să nu fie cazul și în această seară să avem prelungiri. Liniștește cei de la FK Sarajevo partida în aceste momente. 0-0, minutul 24 am trecut de jumătatea primei reprize. CFR-ul a avut o ocazie foarte importantă, foarte mare, prin Sebastian Dubarbie în urmă cu 3 minute. Iată-l pe Mehmed Janoș, antrenorul celor de la FK Sarajevo, agitându-se destul de mult pe margine. Antonio Conceição nu este la fel de expansiv, să spunem, în limita propriului spațiu tehnic. Julio pentru Toni. Pasă acum către Ney. Din nou Toni. Iusuf Kone. Kone este precum un tank. Atunci când are un culoar, e greu să-l oprești. Diagonala lui Culio îl căuta pe Panin. Sunt aplauze pentru Culio, chiar dacă a trimis în afara terenului, la fel cum a făcut-o mai devreme Dani. Însă știu fanii CFR-ului că Juan Emanuel Culio este, nu a uitat, că este eroul CFR-ului de pe Olimpico. Cea mai strălucitoare victorie din istoria CFR-ului a fost obținută datorită golurilor marcate de Juan Emanuel Culio. Culio titular în continuare la CFR Cluj, chiar și în condițiile în care nu a făcut un sezon excepțional, să spunem, stagiunea trecută. Acele două goluri de pe Olimpico și reușita din Ghencea cu Steaua au fost singurele goluri marcate de Emanuel Culio sezonul precedent. Ihtiarevici combină cu Dudo. Ihtiarevici trimite înapoi către fundașii centrali. Sunt bătăioși, sunt luptători acești bosniaci. Ihtiarevici combină sau încearcă să combine cu Maximić, faultat de Gabi Mureșan, și va fi lovitură liberă pentru oaspeți. Mă temeam că va fi și un cartonaș galben pentru fundașul central al CFR-ului. Destul de multe faulturi în preajma propriului care o fac jucătorii CFR-ului. Foarte entuziaști înaintea debutului acestei partide, iată și fanii CFR-ului s-au mai potolit în ultima vreme. Aydin Maximić, cel care poate trimite direct pe poarta lui Nuno Claro. Sunt patru jucători ai CFR-ului în zid. Să vedem ce soluție va alege Aydin Maximić. Probabil un șut direct pe poartă. Șutează Maximić. Putea fi pericol. S-a oferit însă la timp atât Cadu cât și Gabi Mureșan. Mingea a trecut departe de poarta lui Nuno Claro. Vă reamintim rezultatul tragerii la sorți pentru grupele Champions League.
Tragerea la sorți efectuată astăzi la Monte Carlo. Unirea Urziceni va fi într-o grupă cu Sevilla, Glasgow Rangers și 5B Stuttgart, formația lui Marica, echipa care a scos pe Timișoara în play-off. Împiedicat Culio să pătrundă, jocul CFR-ului deocamdată nu se leagă și este un contraatac periculos al oaspeților. Copasă pentru Iahovici, o intervenție bună însă a lui Cristi Panin, cel mai vechi component din actualul lot al CFR-ului, joacă aici din 2004, când a fost transferat de la UTA. Isuf Kone combină cu brazilianul Ney, continuă acum Isuf Kone și face însă mingea destul de lung, scoate până la urmă un corner. Isuf Kone își cere scuze unui fotoreporter pe care l-a lovit după ce a fost împins în afara terenului și este din nou momentul în care tot stadionul trepidează în așteptarea golului, un gol care să o descătușeze pe CFR Cluj. Cornerul a fost executat, însă se va repeta din cauza unei probleme sesizate de arbitru, un conflict acolo între Isuf Kone și între Gabi Mureșan și unul dintre adversari, Culio. Din nou pregătit să trimită un balon util colegilor săi, Culio direct pe poartă aproape și o lovitură neintenționată, cred, a brazilianului Ney. S-a ciocnit cu Muhammed Alaim, portarul lui FK Sarajevo. Vom revedea cu siguranță acest moment. Și arbitrul portughez a considerat că Ney l-a lovit neintenționat. Nu pare să fi fost neintenționat. Important este că Ney nu a fost avertizat. Da, mi se pare. Da, putea să ia chiar și un cartonaj roșu, dacă era un arbitru exigent. Probabil că Ney se aștepta ca portarul să facă ceea ce fac de obicei goalkeeperii, să-l împingă. Probabil că a vrut să-l blocheze, să nu repună balonul repede, s-a ajuns la altceva. Norocul nostru că arbitrul portughez Nuno Pereira a fost îngăduitor, altfel cine știe ce ar fi ieșit. CFR Cluj, FK Sarajevo, 0-0 în minutul 29. Deocamdată CFR Cluj nu se regăsește. Dar mai este timp, încă o oră la dispoziție pentru trupa lui Antonio Conceição, măcar să conserve avantajul luat din tur după acel 1-1 de la Sarajevo. E un rezultat care califică pe CFR Cluj în cazul în care acest meci se termină la egalitate, fără goluri. Bosniacii încearcă încă un atac. Iată zona lăsată liberă de Cristian Panin. Sunt 2 contra 2 bosniacii cu fundașii CFR-ului la această centrare. Noroc că mingea trimisă de Rizvanović nu a reușit să o depășească pe Gabi Mureșan. Același Rizvanović aruncă de la margine, tot 2 bosniaci în careul lui Nuno Claro. Cadu este însă stăpân în acea zonă. Dubarbie protejează pentru Panin. Iată-l pe Isuf, Isuf Kone era acolo. Greu să îi minge acestui atacant extraordinar, adus cu numai 600.000 de euro de CFR Cluj de la Rosenborg Trondheim. Probabil unul dintre cele mai rentabile transferuri din istoria recentă a fotbalului românesc. Gabi Mureșan pentru Toni, pasa lui Toni, Ney a fost faultat. Va fi o lovitură liberă pentru CFR Cluj. Curio deja se duce să ia balonul. El este stăpânul fazelor fixe la CFR Cluj. Ney, Isuf Kone, Gabi Mureșan și Dani sunt cei 4 clujeni aflați în careul lui Muhammed Alaim. Vine acolo și Cadu. Probabil tot Culio va fi cel care va executa o minge trimisă undeva la marginea careului de 6 metri. E adevărat, e acolo și Sixto Peralta, însă spre interior ar fi trebuit poate să bată Emanuel Culio. Au scăpat cu bine de această fază bosniacii, CFR Cluj ceva mai insistent în ofensivă în ultimele minute. O formulă oricum de atac a lui Antonio Conceição cu 2 atacanți, cu Isuf Kone și Ney. La începutul acestui sezon CFR Cluj utiliza un singur vârf
împins, un singur atacant central. Julio se descurcă minunat, argentinianul, să vedem continuarea, o pasă foarte bună pentru Toni. Toni a încercat să-și depășească adversarul pe Aydin Maximić, dar nu a reușit. Din nou Toni. Îl faultează însă pe Edin Dudo și vede fundașul dreapta al CFR-ului primul cartonaș galben, minutul 32. În pauză aveți Fanatic Show de la Dora 21 pe Digi Sport, plus începe AEK Athena FC Vaslui de la 21:45 pe Digi Sport. Returul dintre St. Patrick's și Steaua este o seară cu totul specială pentru fotbalul românesc, în direct la Digi Sport și Digi Sport Plus. Avem încă o surpriză pentru dumneavoastră din acest weekend. Marile meciuri din Serie A se vor vedea doar aici la Digi Sport și la Digi Sport Plus. Distribuția partidelor din acest weekend este una impresionantă. Sâmbătă de la 21:45 avem Milan-Inter, duminică Roma-Juventus și Fiorentina-Palermo, un duel românesc între Adrian Mutu și Dorin Guen. Din nou lovitură liberă pentru FK Sarajevo. Este 0-0 în continuare, însă bosniacii, repet, sunt foarte periculoși la aceste faze fixe. Ihtiarević în preajma mingii bate scurt până la Edin Dudo. Acesta mai departe pentru Zoran Belošević. Centrarea lui Belošević îl depășește pe Toni. Respinge însă Mureșan până la Ney, luat în brațe de Dudo, care vede și el probabil cartonașul galben. Să vedem. Nu doar avertizat, doar verbal de Nuno Pereira Gomes. Dani pentru Julio. El este conducătorul de joc al clujenilor. O pasă greșită însă pentru Isuf Kone. Ihtiarević încearcă să-l lanseze pe Hadzic. Vine acolo Gabi Mureșan să-l blocheze. Pierde duelul Hadzic. Duelul cu Gabi Mureșan. Jocul lăsat să continue de arbitrul portughez. Julio își caută un coechipier liber, nevoit însă să paseze înapoi până la Dani. Mingea în stânga, la Cristi Panin, Isuf Kone, din nou înapoi pentru Sixto Peralta. Multă mișcare în jocul CFR-ului, care deocamdată nu reușește să desfacă apărarea foarte bine organizată a celor de la FK Sarajevo. Mingea ajunge acum la Dubarbie, argentinianul este în careu, continuă această fază. Tot Dubarbie pentru Isuf Kone. Ivorianul nu reușește să reia spre poarta lui Alain. Iar Sixto Peralta, poate prea fantezist la această fază, la această pasă cu călcâiul, intenție nesesizată de către Toni. 10 minute până la pauză, CFR Cluj, FK Sarajevo, 0-0, în tur a fost 1-1 în Bosnia, într-un meci pe care l-ați văzut la Digi Sport Plus. În acest moment, la acest scor, echipa lui Antonio Conceição este în grupele Europa League. Revedem pătrunderea de mai devreme a lui Dubarbie. Centrarea sa pentru Isuf Kone, a încercat o reluare simplă cu latul Kone, dar nu i-a ieșit. FK Sarajevo este o echipă care a terminat pe locul 4 în ediția trecută a campionatului din Bosnia-Herzegovina. A fost la egalitate cu echipa de pe 5, Borace Banja Luka, însă a prins poziția 4 datorită rezultatelor directe mai bune. La sezonul trecut nu a jucat în cupele europene FK Sarajevo. O echipă care a câștigat 2 titluri pe vremea fostei Iugoslavii. O echipă care are 2 titluri ale Bosniei, ceva mai recente, însă unul dintre ele, cel cucerit în 1999, nerecunoscut de UEFA, pentru că nu s-a jucat play-off-ul, boicotat de celelalte formații din Bosnia. Federația de la Sarajevo a acordat titlul celor de la FK, însă, vă spuneam, UEFA nu a recunoscut ordinea finală a clasamentului din acel sezon. Ihtiarević încearcă o pasă pentru Hadzic. Balon respins de Toni până la Isuf Kone. Conceição le face semn jucătorilor săi să avanseze cât mai mult, iar ei îi urmează sfatul. O intervenție însă foarte bună acum a lui Milan Muminović.
Nu a fost Muminović, ci Sedin Torlac. Din nou în atac FK Sarajevo. Dudo l-a driblat ușor pe Culio, continuă Dudo cu o pasă pentru Hadzic, talonat de Toni. A alergat foarte mult Hadzic, iese mult în lateral atacantul bosniacilor pentru a face rost de baloane, însă este greu să depășească apărarea CFR-ului. O apărare a CFR-ului care s-a descurcat bine până acum, cel puțin la fazele importante. De adevărat, au fost două șuturi periculoase spre poarta, unul spre poarta, celălalt pe poarta lui Nuno Claro. Respinge și acum Cadu până la Gabi Mureșan. Deocamdată foarte precauți băieții lui Antonio Conceição. Destul de greu ajung pe fazele de contraatac în preajma porții lui Alain. Poate la această fază să reușească mai mult. Mingea lui Culio prea lungă pentru Isuf Kone. Ne-a arătat încă o dată Culio, care glezna foarte fină, a avut o pătrundere de efect, a trecut pe lângă un adversar fluierând. O pasă acum pentru Hadzic, vine Toni și apoi Dani să-l blocheze. Hadzic păstrează mingea, combină cu Jahović, greșesc însă bosniacii și asta e bine pentru noi. Pasa lui Dubarbie și cred că se poate acorda cartonaș galben într-adevăr. Face semn Maximić că a atacat balonul, însă a fost o intrare din spate, o intrare dură asupra lui Ney. I-am văzut pe cei de la FK Sarajevo apelând de mai multe ori la astfel de intrări. Până la urmă, iată cel avertizat, Aydin Maximić. 6 minute și jumătate până la pauză. 0-0 în continuare, CFR Cluj, FK Sarajevo. Un joc prudent din partea ardelenilor. Brazilianul Ney pare să aibă ceva probleme. Lasina Traore, varianta de înlocuire a brazilianului Ney în cazul în care acesta nu reușește să continue această partidă. Pare că și-a revenit, este până la urmă totuși scos în afara terenului pentru a mai primi îngrijiri medicale. Urmează un weekend cu totul și cu totul special la DigiSport și DigiSport Plus. Aici vor juca în acest weekend Chelsea, Liverpool, Roma, Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bayern München, Stuttgartul lui Marica, Hertha lui Maximilian Nicu. Aici vom avea și două dueluri românești, Palermo împotriva Fiorentinei. Pasă pentru Isuf Kone! Gol! Gol! CFR Cluj! Minutul 40, extraordinar, o fază cu care clujenii au surprins pe bosniacii de la FK Sarajevo. O pasă extraordinară pentru Isuf Kone și 1-0 pentru echipa lui Antonio Conceição. Excelentă reluarea atacantului de la CFR Cluj. 1-0 pentru ardeleni. Gol venit cum nu se poate mai bine pe final de primă repriză. Trebuie însă ca băieții lui Conceição să rămână în continuare foarte concentrați. Excelent s-a debarasat de marcaj Isuf Kone. A reușit să începe această minge și să o trimită peste Mohamed Alain. 1-0. Remarcabil felul în care Dubarbie a câștigat duelul aerian cu Mirza Rizvanović. Practic, la Dubarbie a fost cheia, a fost cheia acestui gol. El a reușit să devieze mingea, să-l lase singur pe Isuf Kone cu portarul Alain. 1-0 pentru CFR Cluj și echipa lui Conceição este și mai aproape de grupele Europa League. Bosniacii nu vor renunța însă atât de ușor, pentru ei nu s-a schimbat mare lucru, trebuie să marcheze în continuare pentru a spera la calificare. Dacă la 1-0 erau calificați, dacă, să sperăm că nu vor reuși să marcheze la 1-1, pot spera la prelungiri. Recuperarea acum a lui Dani, portughezul nu l-a văzut pe Ney undeva în dreapta și a preferat să trimită direct spre careul lui Alain. Vine acum Panin, respinge până la centrul terenului, acolo unde recuperează Edin Dudo. Jack Mitch
Iar Muminović este faultat de Panin, face semne fundașul stânga de la CFR Cluj că a lovit mingea. Ihtiarevici, intervenție foarte bună a lui Gabi Mureșan. Poate fi o fază bună pentru CFR Cluj, Isuf Kone preferă însă să se întoarcă. E drept, nu avea mare sprijin în atac, în faza anterioară. Toni greșește pasa, revine însă fundașul dreapt al CFR-ului, este faultat de Beloșevici. Sunt momente bune pentru CFR Cluj, aproape că ne pare rău că mai sunt doar 3 minute până la pauză. Sunt mult mai dezinvolți jucătorii gazdelor în acest moment. Clujenii au scăpat de presiune pentru că la 0-0, dacă primeau gol, erau în afara competiției. Acum la 1-0, să spunem, își permit luxul de a primi un gol și de a juca în continuare. Dacă, să sperăm că dacă va fi să primească un gol, CFR-ul în această seară să se întâmple undeva pe final de meci la 2-3-0 pentru echipa lui Antonio Conceição. Pe lângă avantajul de pe tabelă, reușita lui Kone din minutul 40 mai aduce un lucru important în perspectiva reprizei secunde, probabil mai multe spații pentru Dubarbier și Culio pe contraatac. Vedem acum șutul lui Toni. Aplaudat rezolvarea găsită de fundașul dreapta, deși mingea a trecut mult peste poarta lui Mohamed Alain. Încearcă atât de rar să tragă la poartă Toni, sigur și din cauza faptului că este fundaș, nu este mijlocaș sau atacant, încât orice execuție îi se iartă. Este însă un fundaș foarte, foarte ofensiv, așa cum și în banda stângă Cristian Panin urcă foarte des în preajma careului advers. 1-0 pentru CFR Cluj, un minut și jumătate până la pauză. Golul lui Isuf Kone din minutul 40 face deocamdată diferența pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Alaim aruncă balonul pentru Iahović, Panin a respins, va fi repunere pentru Aspes, din nou Iahović întoarce mingea pentru Jakmić. Greșeală acolo, Dudo, să vedem, se pregătea să tragă Dudo, continuă acțiunea pe cont propriu, însă Cadu are o nouă intervenție foarte bună. Exact, sigur pe el, foarte concentrat portughezul în debutul acestui joc. Curio acum pe contraatac, îi pasează lui Toni, să vedem continuarea lui Toni pentru Isuf Kone, dribbling-ul lui Kone. Toni și faza se liniștește puțin. Nu cred că greșești, George, dacă spun că Ricardo Cadu este cel mai bun jucător al CFR-ului până acum, chiar dacă Isuf Kone este cel care a marcat. Acum din nou Kone pentru Sixto Peralta. Minunat triunghiul de pase al CFR-ului. Terminată deocamdată această fază, la brazilianul Ney, minge ajunge însă la Dubarbier. Dubarbier poate juta, o face, minge blocată. Vine acum și Dani. S-a învățat cu golurile Dani după ce a marcat la Sarajevo, după ce a înscris și în poarta lui Bordeaux în sezonul trecut al Champions League. Un minut de prelungire pentru această primă repriză. CFR Cluj conduce pe FK Sarajevo cu 1-0. Gol marcat de Isuf Kone. În pauză aveți Fanatic Show de la 21 pe Digisport. Plus este AEK Atena, FC Vaslui de la 21:45 pe Digisport. St. Patrick's Steaua. Iar după meci, toate reacțiile de după partidele echipelor noastre din cupele europene la Fanatic Show, unde vă așteaptă Horia Ivanović și Grigore Cartian. Încearcă bosniacii un ultim atac în această primă repriză, n-a mai rămas mult până la final. Trebuie însă ca ardelenii să rămână concentrați și pe acest final de repriză și pe durata părții secunde. Centrarea lui Beloșević pe colțul lung, într-o zonă în care nu se afla nimeni. Recuperează Dubarbier și cel mai probabil se termină aici prima repriză. 1-0 pentru CFR Cluj.
Gol marcat de Isuf Kone în minutul 40, un gol care deocamdată o trimite pe CFR Cluj în grupele Europa League. Revedem reușita lui Isuf Kone din urmă cu 5 minute. Noi punem punct aici transmisiei primei reprize. Rămâneți alături de Fanatic Show. În pauză revenim peste aproximativ un sfert de oră pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ați auzit probabil 10.800 de spectatori prezenți în această seară pe stadion. CFR-ul a scos la vânzare 12.000 de bilete. Așadar, rețeta, cel puțin pentru această partidă, este asigurată. Vom avea cu siguranță încă o echipă în grupele Europa League. Steaua București, care joacă peste o oră în direct la DigiSport, returul din Irlanda cu St. Patrick's. Peste mai puțin de un sfert de oră începe la DigiSport Plus partida de la Atena dintre AEK și FC Vaslui. Vasluienii au nevoie de o remiză. Se pot califica chiar și în cazul unei înfrângeri, însă cu două goluri marcate și doar unul singur în plus primit. Vedem prima acțiune a bosniacilor în această repriză secundă. Peralta îi pasează lui Culio. Culio a avut sclipiri în prima repriză, însă nu și în fața porții adverse sau aproape de poarta adversă, așa cum așteptăm. Pasa lui Panin, Peralta din prima pentru Dubarbier. Spuneam despre Dubarbier că este unul dintre cei mai rapizi jucători din Liga 1 și poate și din Europa. N-a reușit să prindă însă acum mingea înainte să iasă în afara terenului. CFR Cluj va juca în direct la DigiSport și duminică seară în meciul cu Gazmetan Mediaș din etapa 5-a a Ligii 1. Avem un weekend cu totul și cu totul special, o mulțime de meciuri de 5 stele în direct la DigiSport și DigiSport Plus. Un fault acum tare asupra lui Dani. Arbitrul Nuno Pereira i-a făcut semn lui Milan Muminović să nu mai apeleze la astfel de intrări pentru a nu fi avertizat. Un galben pentru bosniaci în prima repriză, văzut de Maximić. N-au fost schimbări la pauză în cele două echipe, pe care vi le vom spune după încheierea acestei faze ofensive a CFR-ului. O minge recuperată de Dubarbier, Culio reușește să devieze pentru Ney, învăluie Toni, șutează însă brazilianul, iar mingea ajunge în brațele lui Alaim. Așadar, FK Sarajevo cu Alaim în poartă, Belošević, Rizvanović, Torlak, Dudo, Jakmić, Ihtiarević, Muminović, Maximić, Jahović și Hagić. De partea cealaltă CFR Cluj, dar vă voi spune componența după această fază. Centrare, Dani ratează intervenția, Cadu pune capul acolo și bine face, pentru că a fost un picior ridicat mult prea sus de Hagić. Faza s-a încheiat cu bine pentru CFR Cluj, care începe repriza secundă în următoarea componență: Nuno, Claro, Toni, Cadu, Mureșan, Panin, Dani, Dubarbier, Peralta, Culio, Ney și Kone. Pe banca de rezerve a CFR-ului sunt Stăncioiu, Boroștean, Edimar, Andre Leao, Mara, Buș și Traore. 1-0 pentru CFR, însă ardelenii trebuie să mai marcheze măcar o dată pentru a fi mai liniștiți pe finalul partidei. I-am văzut în prima repriză pe jucătorii lui Mehmed Janoș, bosniacii de la FK Sarajevo, destul de periculoși. În foarte multe ocazii au stat aproape cu toată echipa în jumătatea CFR-ului. CFR-ul a făcut însă un joc defensiv bun, n-a avut foarte multe ocazii. Una dintre ele fructificată de Isuf Kone în minutul 40. Culio pentru Dubarbier. Din nou Culio. O pasă excelentă a lui Culio pentru Panin. Centrarea lui Panin pe colțul lung, Peralta! Ce ocazie pentru CFR Cluj în debutul reprizei secunde. Minutul 49, centrare perfectă a lui Panin. Reluare însă peste poartă a lui Sisto Peralta, fotbalistul care a trecut pe la Inter Milano și River Plate. O fază de toată frumusețea plecată de la această pasă genială a lui Culio.
foarte bună și centrarea lui Panin. L-a văzut liber pe Sixto Peralta venind pe colțul lung. Argentinianul a trimis însă razant cu bara transversală. Un gol acum poate ar fi liniștit această partidă. CFR-ul trebuie să rămână în continuare foarte concentrată. Mureșan pentru Cadu. Capitanul CFR-ului a făcut o primă repriză excelentă, a început-o la fel și pe cea de-a doua. Mureșan, o pasă pentru Ney. I-a lăsat Isuf Kone mingea lui Ney. Din nou Isuf Kone, frumos, elegant pentru Peralta, faultat Peralta, este lăsat avantaj de către arbitrul portughez. O pasă a lui Dubarbie, mingea n-a ajuns la Isuf Kone. E bine până la urmă, corner pentru CFR Cluj. Sixto Peralta se uită către arbitrul portughez. Iată faza. O talpă pusă pe genunchiul argentinianului. La fel de adevărat este că și Sixto Peralta a ridicat destul de mult piciorul. Noi revedem ocazia ratată de Peralta în urmă cu 2 minute. Julio este cel care se duce să execute această lovitură de la colț. Dubarbie a încercat să combine cu argentinianul, compatriotul său, Mureșan. N-a reușit să rea către poarta apărată de Muhammed Alain. Mingea rămâne însă în posesia CFR-ului, minutul 51. Panin va fi cel care va repune de la margine. Are o selecție națională a României, a jucat împotriva Georgiei într-o partidă amicală disputată în Ștefan cel Mare. Gabi Mureșan șutează de la distanță, 40 de metri. O torpilă expediată de fundașul central al CFR-ului, o minge care i-a pus probleme lui Muhammed Alaim, care acum își ceartă coechipierii. Da, și a treia torpilă a lui Gabi Mureșan în ultimele 4 zile, dacă ar fi să facem o statistică. A mai trimis 2 super șuturi în meciul cu Dinamo, o centrare pe colțul scurt, balon respins de bosniaci, însă doar până la Sisto Peralta, care îi retrimite lui Julio. Încearcă oaspeții să iasă din propria jumătate de teren, să adopte poziții avansate. CFR-ul știe însă jocul. Isuf Kone în pressing ivorianul trimite înapoi până la Nuno Claro. E nevoie de astfel de momente în care ardelenii să liniștească jocul. E nevoie ca băieții lui Toni Conceição să plimbe mingea cât mai mult. E nevoie de un joc de posesie. Ihtiarevici pasează pentru Hadzic, golgheterul lui Sarajevo în Europa League, centrează Cadu, ca de obicei, exact, sigur pe el, poate cel mai important om al CFR-ului în acest moment, îi pasează lui Toni. Arată bine acest atac al gazdelor, o pasă pentru Ney, a căzut brazilianul, fără a fi faultat, în opinia lui Nuno Gomes, arbitrul de centru al acestei partide. Ney nu a impresionat nici în această partidă, a creat însă destul de multe culoare pentru coechipierii veniți din linia a doua. Vedem acum un atac al bosniacilor, o minge blocată însă de Toni. Peralta, autorul ultimei ocazii a CFR-ului, pierde însă din nou Ney. Nu este exclus să-l vedem în curând pe teren și pe Lasina Traore. Traore trimis la încălzire alături de încă 2 coechipieri. Julio pentru Dani. A avut un șut în prima repriză Dani și a încercat norocul, însă a trimis mult peste poartă, la fel cum a făcut-o și Toni. Isuf Kone, marcatorul unicului gol de până acum. CFR Cluj, FK Sarajevo 1-0 în minutul 54. Calificarea însă se joacă, a fost 1-1 la Sarajevo, într-un meci transmis în direct de Digisport Plus. Revedem super execuția lui Gabi Mureșan și parada lui Alaim, un portar care are o selecție în naționala Bosniei Herțegovina. Un șut în genul celui care i-a dat mari emoții lui Dolha în Ștefan cel Mare. Va face o schimbare în curând antrenorul lui FK Sarajevo.
Alen Avdić, probabil cel care va intra. Unul dintre jucătorii oaspeților, este vorba de Zoran Belošević, necesită îngrijiri medicale și va intra cu numărul 3, Anel Škoro, un atacant. Nu, Anel Škoro este fundaș și îmi cer scuze, vorbeam mai devreme de Alen Avdić. Probabil sunt probleme pentru Belošević, care da, și nu va mai putea continua partida. Da, și probleme serioase dacă se produce această schimbare. Iese Belošević, intră în locul său Škoro. O primă schimbare pe care cu siguranță Mehmet Janoș nu și-o dorea. Îl vedem în aceste cadre pe Belošević, căzut la pământ, schimbat în cele din urmă cu Anel Škoro. Timișoara este deja în grupele Europa League după ce a fost eliminată de Stuttgart în play-off-ul Champions League. CFR Cluj este cu un pas acolo, Steaua cu 1.5 după 3-0 în tur cu St. Patrick's. Returul dintre St. Patrick's și Steaua de la ora 21:45 în direct la Digi Sport, de la 21 pe Digi Sport Plus. Peste câteva minute începe AEK Atena Vaslui. Formația lui Dulca va încerca să reziste în infernul de la Atena pentru o calificare istorică în grupele Europa League. Va încerca să repete prestația de la Nicosia din turul anterior. Vedem acum pe Dubarbie cu o pasă pentru Isuf Kone. Ghepardul atacă, însă Isuf Kone preferă această schimbare de direcție. O minge la marginea careului, o minge care ajunge la Sixto Peralta, învăluie Toni. Recuperează însă bosniacii doar pentru puțin timp. Încă o ocazie. Emanuel Culio trimite puțin pe lângă poarta lui Alain. O nouă fază bună a CFR-ului. Golul marcat de Isuf Kone i-a descătușat, le-a schimbat starea de spirit jucătorilor lui Conceição, mult mai încrezători, mult mai siguri și în momentul în care pasează și în momentul în care finalizează. O minge acum însă și un atac periculos al oaspeților. Dubarbie rezistă acolo și face un tackling de fundaș adevărat, în ciuda faptului că el este un om de ofensivă. Dubarbie a avut o intrare excelentă, corectă asupra adversarului. Arizvanović reușise să preia bine pe piept, pe poziție viitoare. Dubarbie nu s-a lăsat însă bătut nicio clipă și ați revăzut acum intervenția perfectă a argentinianului. Un alt argentinian acum, Sixto Peralta, mai departe pentru Toni. Un lung de linie spre Ney, în duel cu Sedin Torlac. A încercat să încrucișeze Ney cu Toni. Va fi până la urmă corner pentru CFR Cluj. Minutul 58, 1-0 pentru ardeleni. Toni, ce capacitate de efort are acest fotbalist, adus de la Estrela Amadora de către CFR Cluj. O afacere excelentă pentru ardeleni. S-a impus rapid aici datorită combativității deosebite pe care o arată meci de meci. Se pregătește schimbare și la CFR Cluj va intra Mara, dar să vedem cornerul. Balon respins de Dudo, pasa lui Peralta. Ține mingea în teren Juan Emanuel Culio, din nou Peralta. A găsit câteva pase magice în această seară Peralta, cum preferă, una înapoi pentru Gabi Mureșan, dar o diagonală excelentă a lui Mureșan pentru Culio. Culio depășește foarte bine, și-a depășit adversarul, dar a fost blocat. Excelent crossul lui Mureșan către Culio. La fel de bună și preluarea argentinianului. Din nou corner, iată în această repriză secundă, deși ne apropiem de minutul 60, bosniacii nu au mai fost la fel de periculoși ca în prima parte a meciului. Rare ori s-au apropiat de poarta lui Nuno Claro. Bate acum acest corner Culio pe colțul lung. Vine Dani. Să vedem, reușesc bosniacii să respingă până la Sixto Peralta.
În această repriză secundă, CFR Cluj arată ca o echipă de Champions League. Dar să vedem replica celor din Sarajevo. Hadzic, Dani încearcă să-l blocheze, jocul lăsat să continue, o pasă acum pentru Rizvanović, cel care mai devreme a fost blocat de Dubarbier, centrează Cadu, a fost omul potrivit la locul potrivit. Ca de fiecare dată, în cele 60 de minute care s-au scurs din această partidă până acum, din nou capitanul Cadu i-a lipsit destulă vreme CFR-ului, accidentat la genunchi Cadu sezonul trecut. Mureșan și el cu evoluție foarte bună, deși vă spuneam, în perioada petrecută la CFR Cluj a evoluat fundaș central numai atunci când antrenorii ardelenilor nu au avut soluții, în rest doar mijlocaș defensiv. Mara așteaptă în continuare să revină să intre pe teren. Sunt minute bune de când Mara este pregătit la marginea gazonului. Cu siguranță va intra bine încălzit în această partidă. Blocat Toni. Sarajevo încearcă să dea lovitura pe contraatac. Ihtiarević a combinat cu Dudo. Acum o minge pentru Hadzic, din nou Ihtiarević, mijlocașul central, trimite pentru Jahović, pătrunde acolo Jahović, încearcă să-l blocheze Toni, o pasă în lateral și o centrare la care Nuno Claro ar trebui să fie mai decis. Noroc cu Dubarbier, care are a doua intervenție bună în apărare din această repriză secundă. Pasă pentru Ney, a încercat un călcâi brazilianul, nu i-a ieșit. Însă balonul va fi din nou al CFR-ului. Mara va intra acum pe teren în locul brazilianului Ney. Se reașează CFR-ul pentru această ultimă jumătate de oră într-un 4-2-3-1 cu Dani și Peralta la închidere, Culio, Dubarbier și Mara în spatele lui Isuf Kone, rămas singurul vârf împins al echipei lui Toni Conceição. Cu toate acestea, CFR Cluj, o echipă la fel de ofensivă în acest moment. Peralta pentru Mara, prima atingere de minge pentru Mara, centrează Mara. A reușit să respingă Torlac. Bosniacii debusolați, descumpăniți de jocul foarte bun al CFR-ului. Toni pentru Sixto Peralta, elegant argentinianul spre Mara. Mingea ajunge din nou la Bogdan Mara, jucătorul CFR-ului convocat de Răzvan Lucescu la primele două acțiuni ale selecționerului pe banca naționalei. Vă reamintim rezultatul tragerii la sorți a grupelor Champions League efectuată astăzi la Monte Carlo, Unirea Urziceni într-o grupă cu Sevilla, Glasgow Rangers și 5B Stuttgart, echipa lui Marica. Cunoaștem încă de marți o altă echipă calificată în grupele Europa League, Shakhtar Donetsk. Dar să vedem această fază. Culio la marginea careului, blocat bine de Maximić, reușește argentinianul să se descurce. Centrează, un șut centrarea lui Culio, mingea trimisă însă în spatele porții lui Alain. Spuneam că încă de marți cunoaștem o primă echipă calificată după play-off-ul Europa League, Shakhtar Donetsk, care a bătut și pe Sivasspor în direct la Digisport și în retur, după ce a făcut același lucru în tur. Astăzi au mai obținut calificarea Werder Bremen, Fulham, Twente, Hapoel Tel Aviv, CSKA Sofia și Everton. Oh, ce pasă acum pentru Hadzic, scăpat singur Hadzic, moment greu pentru CFR Cluj, Nuno Claro respinge, iar Hadzic trimite în bară, ratare monumentală pentru FK Sarajevo. Una dintre cele mai mari ratări pe care fanii CFR-ului le-au văzut vreodată pe acest stadion, singur cu poarta goală. Hadzic s-a speriat probabil de posibilitatea de a marca un gol atât de important. Iată, Nuno Claro a atins mingea, însă balonul a revenit la Hadzic, care mult prea sigur că va trimite în poartă. A nimerit doar bara.
Să-i mulțumim lui Hagici că nu a reușit să trimită în poarta goală, nu a reușit să înscrie cel de-al patrulea său gol în aceste preliminari de Europa League. Hagici a marcat în dubla cu Helsingborgs de două ori. Tot Hagici este cel care a adus egalarea în partida turcu CFR din urmă cu o săptămână. Cea mai mare ocazie a celor de la FK Sarajevo. CFR-ul se întoarce din nou cu toată echipa în terenul bosniacilor. Un meci nerecomandat cardiacilor. O pasă acum a lui Mureșan. Centrarea lui Mara pentru Isuf Kone. Reușește să respingă Aydin Maksumić, singurul jucător de la FK Sarajevo care a fost avertizat în prima repriză. Încă o dată ratarea lui Damir Hadžić. Incredibil, a nimerit doar bara de acolo, dintr-o poziție atât de lejeră. Dar e bine pentru noi. Recentrarea lui Dani la marginea careului, de acolo de unde respinge Hadžić. Lovitură liberă pentru FK Sarajevo. Toată lumea a aștepta bucuria lui Hadžić. Până la urmă rămâne 1-0 pentru CFR Cluj. Dubarbie vede și el cartonașul galben. Ar trebui să fie în continuare foarte concentrați clujenii. Ați văzut la faza de mai devreme. Bosniacii nu au nevoie de prea multe ocazii pentru a pune în pericol poarta lui Nuno Claro. Absolut gratuit a primit galbenul Dubarbie. Și aici nu vorbesc de atitudinea arbitrului și de felul în care s-a comportat argentinianul. E bine însă că aceste cartonașe galbene se șterg odată cu intrarea în faza grupelor, astfel că nu contează foarte mult. Contează doar cartonașele roșii încasate. L-ați văzut pe antrenorul lui FK Sarajevo, Mehmed Janoș, cu cronometrul în mână. Se agită foarte mult în spațiul tehnic încă de la debutul partidei. 1-0 în continuare pentru CFR Cluj. Vedem acum un nou atac al celor de la Sarajevo și o recuperare a lui Panin, care încearcă să plece pe contraatac. E, pentru ceea ce a făcut la această fază Panin ar fi meritat mult mai multe aplauze, probabil că pe un stadion din Premier League. Spectatorii s-ar fi ridicat în picioare. Extraordinar efortul fundașului stânga Isuf Kone, se bate acolo ca un leu, dar a pierdut balonul. CFR Cluj, FK Sarajevo, 1-0, minutul 67, gol marcat de Isuf Kone cu puțin mai devreme. Hadžić a ratat o ocazie monumentală pentru bosniaci. Culio acum pentru Dubarbie. Intră Dubarbie în careu, centrează pentru Culio. Nu iese însă preluarea argentinianului. O minge foarte bună scoasă înapoi de Dubarbie. Vă reamintim, vă așteaptă un weekend cu totul și cu totul special aici la DigiSport. Vom vedea faze cel puțin la fel de spectaculoase precum cea pe care am revăzut-o acum. Chelsea, Liverpool, Roma, Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bayern München, Stuttgart și Hertha Berlin joacă în acest weekend la DigiSport și DigiSport Plus. Vom avea și două dueluri ale românilor, Palermo împotriva Fiorentinei, Goian contra Mutu. Vom avea și Racing Santander Hetafe din prima divisiune, adică Sepsi contra lui Cosmin Contra. Dar dincolo de toate, două super derbiuri, Roma Juventus și Milan Inter din Italia. Și vom vedea cum vor debuta în noul sezon extratereștrii de la Barcelona și galacticii de la Real Madrid. Apropo de Hertha Berlin, Max Nicu este și el în grupele Europa League. A fost doar rezervă în această seară. Hertha, Brøndby 3-1 după 1-2 în tur. Brøndby a condus cu 1-0, însă Hertha a revenit pe final și a marcat de 3 ori. Da, 3 goluri în decurs de doar 6 minute, între minutele 75 și 80 pentru echipa lui Maximilian Nicu și probabil și o notă bună pentru Nicu, pentru că revenirea echipei sale a fost făcută după ce echipa s-a revenit după ce a intrat pe teren. Centrarea acolo a lui Mara, Dubarbie întoarce, Mureșan, șutul său deviat, va fi corner pentru CFR Cluj. Minutul 69, 1-0 în continuare, golul lui Isuf Kone, cel care o duce momentan pe CFR Cluj în grupele Europa League. Intră în curând și Alen Avdić,
cel despre care vă vorbeam mai devreme. Se va produce modificarea după cornerul ce va fi executat de Culio. Iată golul 2 al CFR-ului, marcat de Mureșan. 2-0 pentru CFR Cluj, iar ardelenii, putem spune de acum, sunt în grupele Europa League. Se poate declanșa aici fiesta. Venind la colțul scurt, Gabi Mureșan înscrie cu o lovitură de cap plasată excelent la colțul lung. 2-0 pentru CFR Cluj, care merge în grupele Europa League. Mai sunt însă 20 de minute pe care sperăm să le trăim foarte liniștit. S-a produs între timp și schimbarea de care vă vorbeam mai devreme. Alen Avdić a intrat în locul lui Adis Jahović. Revedem centrarea perfectă a lui Culio și lovitura de cap excelent plasată a lui Gabi Mureșan. A scris cu numărul 6, Gabriel. CFR 1907 Cluj, FK Sarajevo, 2-0. Deși CFR-ul este formația care are 2-0, fanii bosniacilor sunt cei care au aprins torțe și care creează în aceste momente probleme. Arbitrul a oprit jocul nu din cauza incidentelor din tribune, din cauza ceea ce se petrece în tribune, ci pentru o lovitură liberă acordată lui FK Sarajevo. Hordezla, își spun fanii bosniacilor, adică hoardele iadului, până acum au fost pașnici. Au aprins torțele, au adus probabil aici la Cluj să sărbătorească un gol și o eventuală calificare. Le-au aprins, le-au lăsat în sectorul lor, nu au fost probleme. Este însă acum lovitură liberă pentru FK Sarajevo. Maximić, nu Maximić execută, ci Avdić trimite violent, însă Nuno Claro are răspuns pentru șutul nouarului de la FK Sarajevo. Bun șutul cu exteriorul, Nuno Claro a fost însă atent, este un portar aflat într-o formă excelentă. Ihtiarević va fi cel care va executa pe colțul lung, nemarcat acolo. Reușește însă să respingă Panin. Ce repriză secundă a făcut Panin și am putea spune și ce final de prima repriză, pentru că de la el a plecat faza golului marcat de Yusuf Kone. El a centrat pentru golul marcat de Yusuf Kone, însă iată-l pe Panin acum faultând. Lovitură liberă din nou pentru FK Sarajevo. Cu siguranță resimte șocul golului secund marcat de Mureșan echipa lui Mehmet Janoș, care se avântă acum cu tot efectivul în atac, nu mai are nimic de pierdut, are nevoie de două goluri pentru a merge în grupele Europa League. Sperăm că acest lucru nu se va întâmpla. Respinge acum Gabi Mureșan, iar CFR-ul pleacă pe contraatac. Bogdan Mara nu are prea multe variante, vine acum și îl sprijină Emanuel Culio. Pasa lui Culio pentru Dubarbie, aflat în poziție regulamentară. Dubarbie pentru Sixto Peralta. Sixto Peralta, bară! Două ocazii uriașe ratate de argentinian în această repriză secundă. Am văzut o fază pe care o vezi des la rugby. Balonul a fost pasat de la dreapta spre stânga. Pe trei sferturi de acțiunea CFR-ului. Da, și s-a evitat foarte bine offside-ul pe traseul Mara, Culio, Dubarbie, Peralta, extraordinar. A deviat acea minge Muhammed Alaim. Dincolo de acea eroare de marcaj din defensivă care a dus la ocazia lui Hadzic, acea ocazie uriașă de la scorul de 1-0, dincolo de asta CFR Cluj a făcut o repriză secundă excelentă. Un gol și alte ocazii pentru trupa lui Conceição, care se dreaptă spre grupele Europa League și care își continuă atacurile. Acum Dani la mijlocul terenului găsește pasa pentru Yusuf Kone. Ivorianului nu iese însă mingea pentru Peralta. Acum Dubarbie la marginea careului. Se încurcă pentru moment Dubarbie, blocat până la urmă de apărarea bosniacă. Foarte bun jocul CFR-ului în partea a doua a meciului. Dacă în prima repriză au evoluat crispați, ei bine, golul marcat de Yusuf Kone în minutul 40 i-a descătușat total pe băieții lui Toni Conceição.
Pe Digisport Plus se joacă AEK Atena FC Vaslui. Pe Digisport la 21:45 începe returul dintre St. Patrick's și Steaua. O seară specială aici la Digisport și Digisport Plus. Mureșan a încercat să recentreze după partida Stelei. Aveți toate reacțiile la Fanatic Show, unde vă așteaptă Horia Ivanovic și Grigore Cartianu. A pasat repede Adzic. Foarte bună din nou intervenția lui Panin, cel surprins în centru de contraatacul bosniacilor. Dudo aruncă de la margine până la Ihtiarević. Ihtiarević, el un fotbalist cu 9 prezențe în naționala Bosniei. Dudo din nou pentru Avdić. Avdić cu un parcurs impresionant, să spunem. Nu au fost echipe mari la care a evoluat în carieră, însă a jucat pe tot globul, în Germania, în Belgia, în Japonia, în Corea de Sud, în China și în Iran. A venit în vara acestui an la FK Sarajevo. Maksumić, Ihtiarević. Jakmić, balon întors de Ihtiarević. O pasă bună acum pentru Hadzic, din nou surprinși clujenii. O centrare acolo și Nuno Pereira îi face semn jucătorului bosniac, care a căzut în careu, să se ridice. Un râs ironic al bosniacului. Ceea ce contează este faptul că formația gazdă, CFR Cluj, conduce în acest moment pe FK Sarajevo cu 2-0, goluri marcate de Isuf Kone și Gabi Mureșan, și faptul că ardelenii se îndreaptă către grupele Europa League. Panin acum pentru Dani. Primește Culio, încearcă să sprinteze și o face până la urmă Dubarbie. Mingea ajunge însă la Isuf Kone, din nou Emanuel Culio. Mara cere în partea cealaltă, în dreapta, este demarcat Culio, până la urmă blocat de Rizvanović. Iată-l și pe președintele Iuliu Mureșan, ceva mai liniștit. Vă spuneam înainte de această partidă, a declarat că ar fi un dezastru ca echipa lui Toni Conceição să rateze prezența în grupele Europa League, grupe de care o mai despar pe CFR 15 minute. Centrarea lui Culio, mult prea lungă, venise în centru Dani. Bosniacii încearcă un contraatac. Par și ei resemnați cu gândul că vor rata calificarea. Până la urmă, e logic, CFR Cluj, formația mai valoroasă, se îndreaptă către grupe, pasă pentru Adzic, aflat în duel cu Ricardo Cadu. Este tare pe picioare fundașul central al CFR-ului. Perfect a jucat Cadu în această partidă, nu a avut nici măcar o ezitare de-a lungul celor 77 de minute care au trecut până acum. Toni pentru Mara. Din nou Toni, își așteaptă adversarii, cei de la CFR Cluj. Își permit să paseze. Cu cât trec minutele, cu atât se apropie mai tare de grupele Europa League. Auziți ceea ce se scandează pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. CFR victorie, ar trebui să se scandeze și CFR calificare, pentru că este o victorie echivalentă cu o calificare. Toni cu o minge lungă, însă într-o zonă în care ar fi trebuit să se afle Isuf Kone, ivorianul mult mai retras undeva la mijlocul terenului. Culio încearcă un pressing. Important pentru clujeni este că își țin adversarul departe de poarta lui Nuno Claro. Sunt 4 clujeni în terenul lui FK Sarajevo și iată-l pe Isuf Kone recuperând. Isuf Kone pentru Dubarbie în stânga. Isuf Kone a venit în preajma punctului de la 11 metri, însă centrarea lui Dubarbie a fost slabă. O nouă recuperare a lui Panin și o minge de urmărire a fundașului stânga de la CFR.
Încă o modificare. În curând, în echipa oaspete, va fi ultima. Adzic încearcă să treacă acolo de Cadu, scoate o lovitură liberă. A fost o obstrucție a capitanului clujenilor. Una dintre puținele greșeli făcute de Cadu și nici pe aceasta nu cred că putem să o încadrăm la capitolul greșel, pentru că și-a blocat adversarul, e drept prin fault, nu a primit cartonaș galben. Almir Plisca la marginea terenului intră acum în locul lui Faruk Ihtiarević. Iese un mijlocaș, intră un atacant. FK Sarajevo nu are nimic de pierdut. Clujenii și în special Nuno Claro trebuie să fie atenți la această fază. Ceva mai devreme Alen Avdić a expediat o torpilă pe poarta lui Nuno Claro. Avdić nu mai execută acum. Cel care va centra probabil este Anel Școro. El se pregătește să tragă, a vrut să... e gol sau? Este gol, este gol pentru FK Sarajevo și vom avea mari emoții în finalul acestui joc. Mi s-a părut că a fost o intrare periculoasă pe care a avut-o Alen Avdić asupra lui Nuno Claro. Vom vedea relurile acestei faze. Iată execuția lui Școro. Avdić intră cu talpa. Da, și s-ar putea să fi trimis în poartă cu mâna. Vedem reluarea, mingea deviată de Zici. Într-adevăr, cu cotul Avdić reușește să-l bată pe Nuno Claro. Marea problemă nu cred că este faptul că a lovit cu mâna, ci faptul că s-a îndreptat cu piciorul ridicat, cu talpa ridicată acolo. E drept, nu l-a lovit pe Nuno Claro, însă iată ce se întâmplă. Avem emoții în finalul acestei partide. Pentru că, în cazul în care FK Sarajevo mai marchează un gol, echipa bosniacă este cea care merge mai departe. Un lucru este cert, din momentul în care Mureșan a dus scorul la 2-0, nu vom avea prelungiri în această întâlnire. Am revăzut o reluare excelentă, momentul în care mingea l-a lovit în mână pe Avdić. Nuno Pereira Gomes, centralul acestei partide, era mascat, a așteptat o semnalizare a asistentului care n-a mai venit. Vedem acum pe Sixto Peralta înapoi! Șut blocat al lui Mara, cer clujenii penalti, însă FK Sarajevo pleacă pe contraatac. Și este o altă fază pe care o vom... va trebui să o analizăm cu atenție, pentru că s-ar putea să fi fost vorba acolo de un hands făcut de Sedin Torlac. Oare a blocat cu mâna sau cu pieptul? Iată centrarea lui Peralta, șutul și cred că se putea acorda penalt. L-a lovit mingea în mână pe Torlac. Toni aproape să facă o greșeală, ce-i putea costa pe clujeni. Ar trebui să calmeze jocul echipa lui Antonio Conceição. Nu este genul de joc acesta pe contre care să le convină clujenilor. 8 minute plus prelungirile până la finalul acestei partide. Ne-am fi așteptat la un final mult mai liniștit, însă golul marcat de Avdić în minutul 80 incendiază pur și simplu acest final de partidă. CFR-ul este însă acum în atac. Toni pentru Bogdan Mara. Mara iese driblingul, să vedem calitatea centrării. Dubarbie trece pe sub minge, mult prea mic pentru o centrare atât de înaltă, Sebastian Dubarbie. Însă în finalul primei reprize a dat o pasă cu capul excelentă pentru Isuf Kone, la reușita ivorianului din minutul 40. Din nou Isuf Kone. Isuf Kone a încercat o pasă pentru Peralta. Recuperarea lui Mara acum. Să vedem centrarea lui Mara. Prefer o combinație. Nu, centrează Mara. Respinge Torlac. Julio liniștește cu această minge trimisă înapoi pentru Dubarbie. Foarte tehnic argentinianul, nu scoate însă lovitura liberă după duelul cu Jakmić. Un nou atac al bosniacilor. În dreapta așteaptă și primește Plisca în duel cu Panin. Și va fi aruncare de la margine pentru CFR Cluj. Noi revedem duelul dintre Dubarbie și Jakmić. Dar l-am văzut pe Panin puțin mai devreme, se uita către cer, parcă ar fi spus cât mai trebuie să suferim pentru această calificare. Prin ce emoții au trecut clujenii
la 1-0. Hadzic a ratat o ocazie monumentală, a nimerit bara cu poarta goală. Acum este 2-1 după reușita lui Avdiji, minutul 80, iar CFR trăiește periculos în acest final de joc. Hai băieți, un gol ar liniști complet lucrurile. Mara cu acțiune personală, însă de-a latul terenului. Aplauze din tribună pentru Mara. Încă un dribling, mingea pentru Dubarbiar. Gentinialul încearcă să-și potrivească mingea pe piciorul drept, este însă blocat. Ceva mai multă concentrare pe aceste faze ofensive, în care iată CFR-ul reușește să desfacă apărarea lui Sarajevo. Cu mai multă concentrare, ardelenii ar putea înscrie golul care să liniștească această partidă. Cunoaștem încă două echipe calificate în grupele Europa League, Ajax Amsterdam și Național Madeira. O minge respinsă acum doar până la Sixto Peralta. Sedin Torlac a reușit până la urmă să-și răscumpere greșeala. Dudo cu o pasă pentru Hadzic. Poate cel mai periculos jucător al oaspeților, chiar dacă nu a marcat, chiar dacă a ratat acea ocazie uriașă. Mult mai vii mi s-au părut însă atacurile celor de la FK Sarajevo, după ce Avdić l-a înlocuit pe Jahović. Jahović practic inexistent în afara a două, trei faze în debutul partidei. Avdić mult mai periculos, a reușit să înscrie chiar dacă a făcut-o cu mâna. A avut și acea lovitură liberă cu mingea foarte puternic trimisă pe spațiul porții lui Nuno Claro. Mara, elegant, își depășește un adversar, mingea ajunge la Culio, pare să fie obosit, Sixto Peralta. În aceste ultime minute, CFR Cluj trebuie să folosească experiența acumulată în ediția trecută a Champions League. Duelurile cu Chelsea, Roma și Bordeaux nu pot fi uitate atât de ușor. Totuși au în față pe FK Sarajevo, o echipă din Bosnia-Herzegovina, nu o forță a Europei. CFR Cluj trebuie să reziste în acest final și poate chiar așa, atacând, pasă pentru Culio și prins Mohamed Alain. O nouă ocazie în contul CFR-ului, care a jucat încântător în repriza secundă. Au fost însă câteva momente de relaxare în defensivă. Hadzic a nimerit bara, iar Avdić a înscris în minutul 80. Noi revedem șutul deviat al lui Culio, prins destul de greu de către Alaim. Sixto Peralta are nevoie de îngrijiri medicale, se pregătea să intre la Sina Traore. Vom vedea însă dacă Antonio Conceição va face până la urmă această schimbare. Dacă Peralta nu poate continua, probabil cel care îl va înlocui va fi Leo. Dar asta ar fi cea mai probabilă modificare. Clujenii nu par să se fi răzgândit însă. Traore va fi cel care va intra pe teren în locul lui Peralta. Este un mijlocaș. Sixto Peralta și intră numărul 9, Lucina Traore. Păreau că s-au răzgândit clujenii. Până la urmă, aceasta este schimbarea. Iese Sixto Peralta și intră Lucina Traore. Peralta a avut momente bune în repriza secundă, cum a fost și acest șut care a nimerit bara. Se întâmpla la scorul de 2-0 pentru CFR Cluj. La 3-0 lucrurile erau clare. Acum însă CFR-ul suferă. FK Sarajevo a redus din diferență, mai are nevoie de un gol pentru calificare. Mara nu reușește să blocheze această minge. Important este că posesia este în continuare a CFR-ului. Alen Avdić se grăbește să-i dea mingea lui Toni. Portughezul n-are niciun motiv să o facă. Abia acum aruncă de la margine către Lucina Traore. Yusuf Kone prelungește până la Toni.
Mureșan lasă mingea să cadă și o lasă să iasă și în afara terenului. Un minut și jumătate plus probabil alte 3 minute de prelungiri pentru această partidă care putea avea un final mult mai liniștit. Imediat după încheierea jocului, Fanatic Show, însă doar pentru câteva minute, pentru că de la 21:45 în direct pe Digisport va începe St. Patrick's Steaua. Mingea a ieșit în afara terenului la această fază. Pe Digisport Plus se joacă AEK Atena FC Vaslui, un alt meci decisiv pentru o echipă din Liga 1. Aici a văzut dubla dintre Steaua și Uipești. Dubla dintre Steaua și St. Patrick's, care încă nu s-a încheiat, și dubla CFR-ului plus acel egal magic al Timișoarei la Donețk. Se vor arăta în curând minutele de prelungire. Almir Plisca n-a reușit să ajungă la acea minge trimisă mult prea puternic de Jack Mitch. Iată însă pe jucătorii lui Mehmed Ianoș adoptând poziții ofensive. Intrăm în curând în minutul 91, 4 minute de prelungire pentru această partidă, 4 minute în care CFR-ul trebuie să reziste pentru a intra în premieră în grupele Europa League. Mureșan cu o minge lungă, cel vizat pe Isuf Conei, ivorianul pare să fie obosit și el, a alergat destul de mult, mai ales în repriza secundă, atunci când de multe ori a venit la mijlocul terenului. Acum Mara pentru Isuf Conei. Remarcabil Mara, după intrarea sa a făcut o mulțime de lucruri bune, a dat multe pase utile, o serie de acțiuni reușite pentru jucătorul adus de la Urziceni. Cadu se rescurcă fără probleme la experiența pe care o are. O pasă acum pentru Lasina Traore. Să vedem stopul ivorianului și o pasă cu călcâiul. Nu știu dacă e momentul potrivit. Da, Lasina Traore, un jucător tânăr, nu trebuia să trateze acea fază așa cum a făcut-o. Poate reușește Dubarbie să-l blocheze acum pe Plisca. Reușește într-adevăr. Vine acolo și Panin. Plisca insistă însă și va fi corner, exact genul de fază pe care CFR-ul trebuia să o evite. Încă 3 minute. Este însă corner pentru FK Sarajevo. Bosniacii cu 8 dintre cei 10 jucători de câmp în careul lui Nuno Claro. CFR-ul l-are doar pe Sebastian Dubarbie la marginea careului. Centrarea lui Muminovic, iese Nuno Claro și respinge. CFR Cluj a trecut peste un moment extrem de dificil. Conseisao explodează pe marginea terenului, le cere jucătorilor săi să avanseze, să nu-i lase pe bosniaci să preseze. Publicul sare în apărarea jucătorilor și încurajează echipa extraordinară în aceste ultime minute ale jocului. Continuă atacul FK Sarajevo. Să vedem intervenția lui Panin. Centrare și va fi din nou corner pentru Sarajevo. Sunt fanii ai CFR-ului care nu pot privi acest final de joc. CFR-ul nevoită să suporte această presiune constantă a lui FK Sarajevo. În minutele de final a venit și portarul lui FK Sarajevo în careu. Isuf Kone pleacă pe contraatac. Dani pentru Dubarbie. Poarta este goală. La Sina Traore așteaptă în dreapta pasa lui Dubarbie, care vine în spate la Sina Traore. Incredibilă ratarea lui Lasina Traore. S-a ridicat și panionul de la margine. A fost offside, nu a ținut cont Dubarbie de un lucru atunci când i-a pasat lui Isuf Kone. Portarul Alain Mohamed nu se afla în poartă în condițiile acestea. Traore se afla în poziție de offside. Dubarbie nu și-a dat seama, obișnuit ca portarul echipei adverse să stea undeva aproape de poarta sa și nu să umble brambura prin careul advers. Bărbierește Nuno Claro această minge. Suntem în ultimul minut al prelungirilor. Toni în duel cu Hagici trimite în afara terenului. Ce ocazie au ratat clujenii în urmă cu câteva secunde. Puteau închide meciul, puteau aștepta acest ultim minut fără emoții. Respinge acum Panin. Recuperează însă bosniacii foarte repede. Va fi aruncare de la margine pentru FK Sarajevo. Încă 30 de secunde până la final.
Conseisao face ultima modificare, îl trimite în teren pe Sergiu Buș, un atacant de doar 17 ani, o schimbare făcută clar pentru trecerea timpului, înlocuiește pe Dubarbier, care a obosit, nu mai rezistă ritmului acestui final de meci. Dubarbier arat terenul pe partea stângă. A fost și în atac și în apărare în această partidă, în special în repriza secundă. Muminović a aruncat de la margine, prelungire pe spate, se ridică Fanionul, este offside și CFR Cluj merge în grupele Europa League. Au trecut cele 4 minute de prelungire. Avdici va vedea cartonașul galben pentru proteste la adresa asistentului care a ridicat Fanionul ceva mai devreme. Probabil că Nuno Pereira se pregătește să fluere finalul, să pună punct acestui meci retur dintre CFR Cluj și FK Sarajevo. O partidă senzațională, un meci în care inima ne-a stat de câteva ori. Da, este final de joc. CFR Cluj este în grupele Europa League după 2-1 în retur cu FK Sarajevo. Îl vedem pe Iliu Mureșan, președintele CFR-ului. Cred că este cu siguranță fericit, însă finalul ăsta de joc tensionat l-a extenuat, într-adevăr. CFR Cluj, a doua echipă care se califică în grupele Europa League, Transfigurat și Antonio Conceição se îmbrățișează cu antrenorul lui FK Sarajevo, Mehmet Janoș. Golurile lui Isuf Coneș și Gabi Mureșan o duc pe CFR Cluj în grupele Europa League. George Dobre și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Fanatic Show, iar peste mai puțin de 10 minute returul partidei dintre St. Patrick și Steaua în direct la Digi Sports.